Judoca de la Steaua Petrom, CSS Ploiești au dat lovitura la Iași în finala campionatului național de tineret Under 23. Sportivii ploieșteni au obținut 9 medalii. Oamenii coordonați de antrenorul Gigi Savu au cucerit 2 titluri naționale prin Adriana Vlădoiu și Fabian Munteanu, alte 2 de vicecampion și 5 medalii de bronz. Și în clasamentul general pe medalii, clubul petrolist a prins podiumul, ultima treaptă după vechile rivale Dinamo și Liberty Oradea. În Moldova s-au luptat peste 200 de sportivi de la peste 50 de cluburi din țară.